Copiii ne sunt acum în vacanță, e liber la joacă, la petrecut timpul în aer liber, mult timp în natură, avem de făcut sport. Bine, după aia apar insolații, deshidratări. Hai să nu discutăm despre lucruri negative. În timpul vacanței știm cu toții, cei mici își consumă energia într-un mod cât se poate de benefic și vorbim despre aceste moduri benefice cu Alin Popescu, medicul Alin Popescu. Bună dimineața, Alin! Bună dimineața, Alin. Bună dimineața! Credeam că s-a schimbat tema în momentul când începuse Daniel cu insolații, deshidratări, tratare, înțepături de insecte. Păi da, știi care e ideea? Că de cele mai multe ori trebuie să îmbinăm într-un mod deștept vacanța cu sportul. Sunt mulți care fac intensiv pentru că am intrat în vacanță și alții care zic am intrat în vacanță. Nu mai fac nimic. Pune picior peste picior. Care e cea mai bună abordare? Ca de fiecare dată, cea moderată, cea de mijloc și pe undeva ar trebui să ținem cont de un lucru. Care este nivelul nostru? Mi-a plăcut foarte mult materialul filmat care a fost difuzat înaintea intervenției mele, care spunea clar ușor, mediu, greu, în funcție de locul în care era respectiva persoană plasată înaintea clasei de cycling. Așa și noi, înaintea vacanței, suntem undeva cu condiția noastră fizică geală. Noi trebuie să ne adaptăm la acea condiție. Într-adevăr, și aici e un lucru pe care unii dintre noi poate îl pierd din vedere, vacanța poate fi o accelerare către un anumit obiectiv. Dacă eu pregătesc, de exemplu, nu știu, un maraton în octombrie la București, că sunt oameni care pregătesc cu maraton, și mai ales dacă acela e primul meu maraton și am 2 sau 3 săptămâni de vacanță, aici poate fi un pic de accelerare pe programul respectiv. Pot folosi niște ore mai bune. Nu mai alerg seara la ora 7-8 când eu sunt liber. Folosesc dimineața, folosesc... Adică există posibilitatea să accelerăm în sensul obiectivului nostru. Din punctul meu de vedere, depinde foarte mult și unde ne petrecem vacanța. Pentru că, deși foarte mulți văd litoralul ca, cum să spun, locul cel mai cel pentru vacanță, dacă vorbim de sport de mișcare, mie, de exemplu, îmi plac mai mult stațiunile de munte. Mi se par mai ofertante. Da, hai să ne dai niște idei în funcție de destinația pe care o alegem și ne referim la munte și la mare. Ce fel de sport putem face cu copiii acolo, în familie, așa? Din punctul meu de vedere, muntele înseamnă drumeție, înseamnă alergare, înseamnă bicicletă, dar posibil și not, dacă avem o piscină, putem să intri atlonici, nu? La mare, în primul și în primul rând e not și într-o anumită măsură, în fine, alergarea. Alergarea pe nisip pentru un om neexperimentat e cam chiar vreau să te întreb, alergare pe nisip în picioarele goale, mersul pe munte la cu sandalele, sunt idei bune, sunt idei rele? Din punctul meu de vedere, la munte ar trebui să avem ori încălțăminte de drumeție, ori papuși de alergare, dacă facem alergare, ar trebui să fim pregătiți exact ca în orice tip de activitate, adică specific. La mare, aici e destul de discutat și discutabil modul în care ne încălțăm, pentru că ideal pentru protejarea fascei noastre plantare e să fim mereu încălțați dacă facem efort. Deci ar trebui niște o încălțăminte de aceasta adaptată umezelii specifice, pentru că la un moment dat intri și în apă, în alergare, dar totul să nu o facem de scurs. Senzația e foarte plăcută kinestezic, așa, în momentul când alergăm de scurs. Și putem să alergăm de scurs dacă distanța este una relativ redusă, 1, 2, 3 km. Dacă noi însă facem o distanță mai mare pentru fascia noastră plantare, pentru talpa noastră, este mai bine să fim încălțați. De fapt și de drept, în mod normal, nici în casă noi nu ar trebui să mergem descălțați. Desculți. Asta e o altă discuție. O abordăm. Da, o abordăm altă dată, dar de fapt și de drept, pentru sănătatea noastră, piciorul ar trebui să fie încălțat. Alin, vorbea la un moment dat ceva în introducere, Daniel, despre deshidratare și am anunțat și noi, urmează 2 săptămâni caniculare. Nevoia sau dorința este ca atunci după ce faci efort și ești încălzit să bei o
un pahar de apă rece de la frigider. E în regulă? Nu e în regulă. Și dacă efortul este intens, oricum n-ar trebui să vorbim de paharul de apă rece după, ci și în timpul efortului. Cum erau sticlele aia la cycling agățate, fiecare bicicletă cu o sticlă. Deci apă rece, sucuri acidulate, cafea frape, astea sunt chestiuni care ne răcoresc și ne hidratează? Nici pomeneală. Apa trebuie să fie mediu spre rece, izotonicul la fel mediu spre rece, cafeaua, dacă e un frapel, savurăm, eu nu văd cafeaua, sincer, Daniel, nu faci o alergă aici, după aia imediat hai să fac un frate. Nu, eu vorbesc de hidratare în mod general, nu neapărat legat de sport. Eu credeam că legat de întrebarea aia. Da, și asta, bineînțeles. Deci nu la, niciodată nu bem lichide foarte reci, extreme, să ne gândim că și organismul nostru este în mediul în care este și temperatura e ca atare. Trebuie avut grijă. Pentru că e păcat să strici o vacanță din niște prostii și n-a trebuit să mergi la mine. Că faci și păi da, exact. Mulțumim frumos. Mulțumim tare, mare drag. O zi bună tuturor. Doamnelor și domnilor, e momentul să luăm o